Salutări tuturor și bun venit pe canalul The Mindful Musician. Aici explorăm strategiile și instrumentele care ne ajută să devenim mai conștienți de lumea noastră interioară ca muzicieni și chitariști și să evoluăm constant pentru a deveni cea mai bună versiunea noastră. Că ești nou venit aici, eu sunt Cosmin, sunt muzician, educator profesionist și artist marțial din București, iar astăzi te invit să explorăm un subiect care a fost dezbătut în timp, înainte și după sosirea internetului, mai ales după aia. De ce să învăț teorie muzicală și la ce mă ajută asta? Sunt sigur că există o mulțime de alte videoclipuri care dezbat acest subiect deja, dar în același timp sunt la fel de sigur că mulți dintre voi încă se gândesc la întrebarea asta, așa că vreau să clarificăm lucrurile. Hai să trecem la treabă. Munca mea cu oamenii mă întâlnesc adesea cu afirmații de genul nu trebuie să învăț teorie muzicală pentru că eu simt muzică și dacă învăț teorie nu o să mai simt muzică. Voi pierde spiritul creativ, voi cânta ca un robot. Vrei să-mi spui că mari chitariști de blues știau teorie? Sunt sigur că nu, doar te-aia cântau cu feeling. Ok, revenim pe pământ un pic. Mi se pare super amuzant cum oamenii cred că a câștiga ceva implică în mod automat pierderea altceva în special. Da, există întotdeauna un preț de plătit pentru orice, dar de data asta nu este cazul să ne raportăm la situație în felul ăsta. Îți propun să facem o comparație. Ce se întâmplă dacă am privit muzica precum o limbă străină? În copilărie înveți prin imitație și în câțiva ani te poți face destul de ușor de înțeles folosind acea limbă. Apoi, cu cât citești mai multe cărți, cu cât gândești mai mult, comunici și scrii în acea limbă, cu atât mai bine reușești să o folosești. De asemenea, s-ar putea să o înveți în școală, dacă se întâmplă să fie limba ta maternă sau o limbă străină predată unde înveți tu. Ok, zici și făcut. Pe măsură ce devii adolescent și apoi adult tânăr, devii capabil să comunici verbal și să scrii gândurile sau ideile în situații din ce în ce mai complexe, folosind în continuare acel limbaj. Încet, încet, începi să faci asta aproape fără niciun efort. Acum, întrebarea mea către tine este, de ce muzica ar fi diferită? Dacă n-ai făcut asta deja până acum, te invit să-ți faci timp ca să vizionezi videoclipul meu despre modul în care credințele ne influențează viața ca muzicieni și ființe umane. În videoclipul ăsta descriu în amănunt toate adevărurile pe care le-am împrumutat de la familie, prieteni, societate, figuri autoritare în viața noastră sau le-am considerat a fi concluzii care au precedat evenimente neplăcute, limitând ceea ce este posibil pentru noi. Acum, stai o clipă și observă dacă întrebarea de ce ar trebui să învăț teorie muzicală și cum mă ajută de fapt vine dintr-un loc de curiozitate sinceră în mintea ta sau dintr-un loc în care cauți un răspuns care va oferi mijloace ca tu să te opui de fapt. Fii sincer cu ceea ce observi. Mai mult, vreau să clarific o altă concepție greșită. Teoria muzicală nu înseamnă să știi să citești partituri. Poți deveni as la teorie muzicală fără să știi să citești notația clasică, ce implică portative și alte elemente specifice. Îmi amintesc cum cu câțiva ani în urmă uneori aveam elevi noi care îmi spuneau că au 5-6 ani de lecții de chitară clasică și ori de câte ori îi întrebam ce noțiuni de teorie muzicală au învățat, ce au folosit deja, m-au spus că au învățat cum să citească partituri, dar niciunul nu învățase de fapt cum funcționează muzica. Imaginează că știi să citești românește perfect, dar habar nu ai ce înseamnă ceea ce citești. Interesant, nu? Citirea muzicii este o abilitate absolut minunată și dacă vrei să înveți să citești muzică, ai timp și știi la ce să-ți folosească asta, este absolut bestial. Bagă mare! Dar în opinia mea există în principiu cam două situații în care citirea la prima vedere, cum se mai numește, este absolut obligatorie. 1. Când cânți într-o orchestră simfonică sau de cameră, în principiu într-un context de muzică clasică sau ca muzician într-un musical de Broadway, așa numitul pit musician. Sau 2. Când ești mercenar muzical, lucrezi pentru un studio și un artist ar putea veni să-ți ceară să-i înregistrezi cântecul scris pe partituri, sigur, așa, în vreo 2 ore. Trebuie să poți citi, interpreta și înregistra în intervalul de timp alocat, because sometimes time is money, baby. Cum s-ar spune. Teoria muzicală înseamnă de fapt un set de principii logice care ne oferă mijloacele de a folosi în mod conștient note muzicale și se bazează pe relațiile dintre timp, adică ritm, și spațiu, adică înălțim de note, și distanțele dintre notele respective. Odată ce înveți regulile, poți începe evident să le încalci, dar înainte de orice altceva, iată avantajele învățării teoriei muzicale. Vei înțelege cum funcționează muzica, vei recunoaște ce se aude de fapt în cântecele care îți plac, doar ascultând. Vei putea comunica cu alte persoane într-un limbaj comun și o să-ți faci ideile mult mai ușor de înțeles decât de către ceilalți.
o să poți să înțelegi ce auzi în imaginația ta. O să poți să-ți dezvolți ideile muzicale pentru că teoria îți oferă opțiuni. Ori de câte ori te simți neinspirat, vei avea mijloacele de a căuta un concept nou, de a-l înțelege, de a-l învăța și de apoi a crea ceva muzical cu el. Vei deveni un prof mai bun dacă predai. Dacă aș rezuma lucrurile în doar două cuvinte, astea ar fi opțiuni și flexibilitate. Acum, pentru aspectele mai puțin plăcute, să vedem, e nevoie de timp investit și de efort. Bine, până la urmă, ia spune-mi tu, frate, ce în viața asta nu îți cere timp și efort? Și eu zic că nimic. Adică, de fapt, totul îți cere timp și efort. Doar că în cazul teoriei nu există un grad atât de ridicat de satisfacție instantanee și ar trebui să fii conștient de treaba asta. Dacă vrei să ușurezi procesul ăsta, oferă minții tale ceea ce vrea, învățând o piesă care îți place, probabil asta îți oferă suficientă satisfacție, și apoi observă principiile de teorie pe care le poți recunoaște în ceea ce tocmai ai învățat. În afară de faptul că este distractiv și interesant să faci asta, ceea ce faci vine la pachet cu niște avantaje pe termen lung. Îți întărește cunoștințele teoretice. Poți vedea teoria aplicată într-o situație muzicală concretă. Îți poți extinde vocabularul alegând în mod conștient să folosești elementele care au fost utilizate în cântecul pe care tocmai l-ai învățat sau chiar în compozițiile tale. Iar acum că ți-ai dat seama cum funcționează, îi poți ajuta pe alții să înțeleagă când vine și dacă vine rândul tău să înveți. Cu cât înveți mai mult și folosești ceea ce înveți, deoarece cunoașterea devine putere doar prin practică, cu atât o să devii un chitarist și un muzician mai bun. Misiunea mea aici la The Mindful Musician este să te ajut pe tine să descoperi și să-ți însușești o perspectivă nouă și apoi să înveți și să aplici principiile de teorie în realitatea ta muzicală. Așa că dacă videoclipul ăsta te-a inspirat, să știi că am creat un fișier PDF care conține cele mai importante principii de teorie pentru a te ajuta să explorezi teoria muzicală. Este gratuit și îl poți descărca folosind linkul din descrierea text de mai jos. De asemenea, te invit să apeși butonul de like, să activezi clopoțelul de notificare și să te abonezi la canalul nostru, deoarece ne ajută să creștem și să îți oferim în continuare conținut valoros. Îți mulțumim că ne urmărești și că ne susții și ne vedem în următorul video. Thank you.